cum să zic, s-au specializat și organele de control și ANAF-ul și tot și nu mai sunt banii a cash. Tu ții minte cum erau banii caisorului, că venea cu servieta sau că venea cu saci de bani sau veneau cămătare cu câte 1.000.000, 2 și nu mai s-a terminat. Deci nu mai sunt bani cash pe piață și nemai fiind bani cash pe piață și fiind totul controlat prin bancă, noi suntem entitate raportoare la spălarea banilor, ca și dealerii auto, ca și... Și notarii, băncile, ca și imobiliarele, ca și băncile și raportăm absolut orice tranzacție peste 2000 de dolari sau de euro, o raportăm la oficiul spălării banilor. Și atunci oamenii se gândesc, bă, dar stai puțin, mă duc acolo la casino, iau de la Constanța cu 10.000 și mă raportează la oficiu și mă întreabă de unde am bani. Și atunci ori se urcă pe avion să duc la Budapesta, ori nu mai joacă deloc, ori se joacă acasă. Și asta ar fi o explicație de... Sunt foarte mulți care... mai ales microbul rămâne, nu putem spune că s-a lăsat română exact, de în timpul pandemiei. S-au deschis foarte multe home game-uri astea, dar multe și bine, sunt astea că jucăm noi pe 3 lei, pe 5 lei, pe 2 bețe de chibrituri, pe 100 de ron, dar sunt unde joacă oameni peste de 1000 de euro. Știu. Problema este că asta statul nu ia niciun ban, nu e controlat, nu e nimic și se mai întâmplă, a fost și circul ăla cu, prin Rahova, nu știu pe unde, pe acolo, de i-au prins cu droguri, cu minore, cu pistoale pe masă, cu cuțite... Au toți dosar penal și nu mai știu în ce fază e. Chiar acum, de vreun an de zile a fost scandalul ăla. Adică jocurile de noroc în Europa nu sunt interzise nicăieri, pentru că dacă le interziți, jocurile de noroc sunt de înaintea lui Hristos, cu 2000 de ani înainte să jucau egiptenii cu zarul de alea din picior de capră, nu știu ce. Adică nu poți să le oprești. Mai bine le legalizezi și le controlezi și atunci ai fenomenul ăsta, criminalității, spălărilor de bani și mai departe, l-ai sub control și taxești asta. Că toți zic, domnule, să interziceți păcănirea, că s-a nenorocit lumea, au pierdut familiile, case. De ce abar interziți? Că joacă ea barbut la perete și taie gâtul cu cuțitul. Adică n-ai o finalitate. Nu credeți că totuși nu sunt prea multe săli de jocuri? Asta e vina statului, Liviu, pentru că eu tot timpul am fost ca reprezentant a industriei, a spus, domnule, nu mai lăsați jocuri în baruri necontrolate. În toată Uniunea Europeană sunt jocuri doar în săli speciale de jocuri, unde intri doar să joci. Eu dacă mă duc la bar, mă duc să beau, da? Am băut 3 beri și îmi vine pofta de joc și nu mi-am dat seama că-s beat, am pierdut toți banii. Eu trebuie să intru din stradă conștient că mă duc să joc jocuri de noroc. Nu la, deci 20.000, acum sunt vreo 75.000 de aparate în România, cam 20-25.000 sunt în baruri, necontrolate, nenimica, intră minori, că îi dă taxul să meargă, să, cum e la noi obiceiul, dai la copil să ia bere și țigări. Merge copilul, intră barmanul după bar, nu-i nimeni și merge direct și bagă în bil acceptorul ăla, bagă 10 ron, 20 de ron, copil la 8 ani, la 10 ani. Eu vorbesc totuși de sălile astea care au și sală de agenție de pariu, 5 aparate, nu sunt totuși prea multe, tot raportat și la populație și la asta. Nu mă refer la bar. Nu suntem pe primul loc în Europa, suntem pe locul 8-9 ca și păcănele raportate la număr de locuitori, suntem pe undeva la locul 8-9, știi? Da? Anglia e pe locul 1, Germania e pe locul 2. Am ajuns să văd două case de aceeași firmă la 30 de metri. Din ce cauză? Pentru că la noi se permite orice fel de reclamă. Afară n-ai voie, de exemplu în Austria sau în Germania, ai voie să pui doar atât și să scrie alb-negru, ca la notariat sau ca la avocat. N-ai voie să pui de-aia cu flash-uri ca la Las Vegas și atunci mult mai tare sare în ochi decât afară. Și afară sunt foarte multe, dar și eu am fost unul din... inițiatorii antireclamelor astea luminoase și ca în Vega să intre omul ca musca la... Știi? Deci nu e ok să faci așa, să lași reclame așa mari, de-aia îți atrage atenția. Dar noi suntem, ți-am zis, pe locul 8, 9, 10 în Europa ca și număr de păcănele la număr de locuitori.